Republica Moldova va semna un acord cu Fondul Monetar Internațional abia anul viitor. Despre asta a declarat președintele Parlamentului Andrean Candu după discuțiile avute cu reprezentanții FMI care se află într-o vizită de documentare la Chișinău. Șeful legislativului spune că situația politică incertă din Republica Moldova tărăgânează procesul de obținere a finanțelor de la misiune. Candu mai recunoaște că demisia guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, chiar înainte de venirea în țara misiunii internaționale, a influențat în mod negativ aceste discuții. Am discutat despre pachetele care urmează să fie aprobate la nivel de Parlament, și aici vorbim despre pachetul agricol, vorbim despre pachetul financiar bancar, am vorbit despre importanța evaluării băncii naționale, ceea ce am făcut ca și demers Fondul Monetar Internațional. Am discutat chestiunile tehnice, cum Fondul Monetar Internațional poate să ne ajute în evaluarea băncii naționale și, în general, ce urmează să facem noi, în așa fel încât să asigurăm, pe de o parte, independența băncii naționale, pe de altă parte, o îmbunătățire a mediului bancar financiar, în așa fel încât să evităm pe viitor problemele care au fost, referindu-ne în mod special la frauda bancară. Experții FMI se vor afla la Chișinău până pe data de 6 octombrie. De asemenea, premierul Valeriu Streleț, care se află la New York, va purta discuții cu șefia Fondului Monetar Internațional. Cât privește candidaturile pentru șefia Băncii Naționale, președintele Parlamentului susține că acestea vor fi făcute publice la sfârșitul săptămânii, după ce vor fi încheiate discuțiile cu grupurile parlamentare. Pe 21 septembrie, guvernatorul BNM și-a anunțat demisia cu o zi înainte de vizita misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova. Alianța de guvernare ar putea rămâne fără câțiva deputați. Despre acest lucru a anunțat liderul partidului nostru, Renato Osatăi, la un post privat de televiziune. Primarul de Bălț a refuzat să dea nume, însă a precizat că acest lucru se va întâmpla curând. Întrebat despre protestele din centrul capitalei, Osatăi afirmă că acestea vor continua până nu vor fi anunțate alegeri anticipate. Totuși, Osatăi afirmă că ele nu pot dura la nesfârșit. Precizăm că socialistul Igor Dodon și Renato Osatăi și-au unit forțele și și-au instalat corturi în fața legislativului de la Chișinău și protestează în așa fel încât cer demisia actualei guvernări și organizarea alegerilor anticipate. Liderul Partidului Popular European, Iurie Leancă, renunță la imunitatea parlamentară. El cere tuturor deputaților să facă același pas dacă într-adevăr nu se consideră vinovați de ilegalitățile de care îi acuză societatea. În această inițiativă, poate le-am dat mai multă libertate și am încurajat să fie mai incisivi în acest domeniu. Deci vă spuneam că, iată, hai să demonstrăm prin punerea în aplicare acestui proiect de lege că, într-adevăr, avem responsabilitate, că nu avem ce să ascundem, că suntem cu toții egali în fața legii și nu ținem de PR, ci ținem de acțiuni concrete la care propunem să trecem. Eugen Karpov și Nicolae Juravski și ei, membrii PPM, au renunțat la imunitatea legislativă. De asemenea, Leancă a anunțat că țara se află într-un haos fără precedent din cauza actualei guvernări și spune că nu va susține coaliția decât dacă va propune reforme adevărate. Comisia Electorală Centrală a gestionat corect resursele financiare alocate pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare din anul 2014. Este constatarea făcută de către Curtea de Conturi, care a realizat un audit în acest sens. Instituția a stabilit că din totalul de 44 de milioane de lei planificate, au fost cheltuite cu 7 mai puțin. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, a declarat că banii care nu au fost cheltuiți vor rămâne în bugetul de stat. Acesta a menționat că este format un grup de lucru care va examina recomandările făcute de Curtea de Conturi. Pe parcursul ultimilor ani, ponderea persoanelor în vârstă de peste 60 de ani a fost în creștere în Republica Moldova. În anul 2014, coeficientul de îmbătrânire al populației s-a majorat comparativ cu anul precedent cu 0,5%, constituind 16,2%. Procesul de îmbătrânire a populației este mai avansat în mediul rural, arată datele Biroului Național de Statistică. În Republica Moldova, la începutul anului 2015, locuiau 576,6 mii de persoane în vârstă de 60 de ani și peste. În prezent, durata media vieții femei ce au atins vârsta de 60 de ani constituie 19 ani, iar a bărbaților 15 ani, diferența fiind de 3 ani și jumătate. Speranța de viață la vârstnicii din mediul urban este mai longevivă cu 2 ani și jumătate decât la cei din mediul rural, fiind respectiv de 19 și 16 ani.
Furnizorul de căldură solicită consumatorilor din capitală să achite plățile restante pentru agentul termic livrat până la demararea unui nou sezon de încălzire. În prezent, 43.000 de apartamente înregistrează restanțe la plata pentru căldură de peste 1.000 de lei. Astfel, 18.000 de apartamente înregistrează datorii între 1.000 și 3.000 de lei. Termoelectrica continuă să acorde suport juridic necesar gestionarilor fondului locativ în vederea încasării plăților restante, inclusiv prin acționarea în instanța de judecată a răuplatnicilor și executarea silită. La finele săptămânii trecute, de exemplu, un consumator a achitat datoria de peste 15.000 de lei după ce automobilul acestuia a fost reținut în trafic și transportat spre păstrare la o parcare specială cu plată. Odată cu punerea ultimei piese în formă de stea, în giganticul puzzle arhitectural al domului s-a încheiat construcția complexului muzeal Louvre din Abu Dhabi, un proiect controversat de peste 1 miliard de euro și de 64.000 de metri pătrați realizat cu ajutorul Franței. Elita TV vă propune să urmăriți opera de artă.